circa 19.000 de cereri au fost depuse până în prezent de părinți pe portalul de înscriere online a copiilor la grădinițe igrădinița.md. Astfel, acesta a devenit al patrulea cel mai popular serviciu public electronic din țară. Și durata ca timp ia 11 minute. Ceea ce ne permite nouă să reducem timpul de înscriere la grădiniță de la o săptămână și alergatul pe cer ca părinților pe la diferite instanțe, de la o grădiniță la alta sau la direcția de sector sau la direcția generală. Acum, dintr-un parc sau de acasă sau din transport public, timp de 11 minute, părintele își poate înscrie copilul la grădiniță. A fost creat serviciul call centru și peste 5.000 de părinți au primit consultații la call centru. Potrivit primarului interimar, anul trecut bugetul alocat grădinițelor a crescut de 4 ori. Totodată, anul trecut au fost făcute reparații în 110 grădinițe din Chișinău. Codreanu a mai adăugat că în acest an, în capitale, vor fi redeschise 7 grădinițe, ceea ce va permite crearea a circa 1800 de locuri noi pentru copii. Ruslan Codreanu s-a referit și la platforma online de înscriere a copiilor în clasa 1. Potrivit edilului, părinții a 7500 de copii din totalul celor 8000 care urmează să meargă în acest an în clasa 1 au depus deja cererile pe platforma iscoala.md.